Și fata e dependentă emoțional, adică e dependentă de frica de a rămâne nemăritată. Asta este tot o dependență emoțională, da? Atâta ne s-a băgat în cap că nu ești om dacă nu te măriți, da? Și că nu e bine să fii necăsătorită și așa, și trebuie neapărat să te măriți, așa? Încât ea zice, ăsta e cam un mototor, dar n-am ce face, altul nu mai găsesc, îl iau pe ăsta. Și asta este prima parte a prostiei, că partea a doua e și mai gravă, zice, las că-l schimb eu. Da. Așa. Nu mai spun că și el gândește la fel, o om fac din ea. Da. Deci toate acestea sunt realități ale iubirii noastre bolnave și sunt de fapt răsturnări ale iubirii adevărate. Într-o iubire adevărată, sănătoasă, eu sunt chemată să spun, am să mă schimb. Uite ce urât reacționez când el face așa. Doamne, ajută-mă să mă schimb. Deci ori mă fac om, mă schimb. Schimbă-mă, Doamne. Singura schimbare pe care o putem face este noi. Da? Și să ne centrăm pe schimbarea noastră. Aceasta este aspectul sănătos.